Insula Balcanică și spre nord, prin Carpați, o Europa necunoscută, alta, diferită de cea promovată de agențiile de turism. O Europa neștiută, una cu așezări izolate în care, în ciuda trecerii anilor, secolelor, oamenii care le locuiesc și-au păstrat tradiția, portul, uneori și frânturi de vorbe care amintesc de strămoșilor pierduți prin negura timpului. Un fel de imperiu al vechilor păstori traci, daci și apoi valahi, care au stăpânit acei munți încă de la începuturile vremii. Urmașii ciobanilor liberi încă mai trăiesc în localități cocoțate pe vârfuri de munte, având aceleași obiceiuri pastorale. Ei încă își mai cheamă munții, dealurile și apele cu nume arhaice românești. Despre ei, din păcate, se știe prea puțin în România de azi. Frați pierduți dincolo de granițe subiective. Frați din alte vremuri, lăsați în părăsire de hoardele politicienilor fiecărui veac care au stăpânit peste provinciile care alcătuiau cândva România Mare. Demersul nostru jurnalistic de a-i cunoaște pe frații uitați începe în Valahia Moravă din Cehia de azi. Am fost curioși să știm ce mai păstrează valahii de azi după 500-600 de ani din povestea de viață a strămoșilor plecați cu oile pe potecile Carpaților. Interesant e că la un moment dat, întrebând dacă este valah, olarul din Drojnov nu a mai avut nevoie de ajutorul translatorului nostru pentru a ne răspunde. Este valah? Ano. Sunt valah. Documentele istorice spun foarte puțin despre valahii care au ajuns cu turmele de oi prin munții Moraviei. Istoricii și cercetătorii sunt împărțiți în două tabere. Prima dintre ele susține că acești oameni sunt descendenți direcți din daci, având ca argument faptul că în timpul regelui Burebista, statul unitar dac se întindea în partea sa de vest până în Elveția de astăzi, deci cu mult dincolo de ținuturile Moraviei. Ceilalți istorici cred că valahii moravi au fost la originile lor păstori români din Ardeal, care din cauza faptului că erau oprimați de unguri, au migrat între secolele 14-17 dinspre Ardeal spre Moravia, alegând în cele din urmă să se stabilească acolo. Conform studiilor realizate și de către istoricii cehi și slovaci, păstorii români stabiliți în Moravia proveneau din provinciile istorice românești ale Transilvaniei, Maramureșului, Crișanei și chiar din Banat. The term Valahia is used just for small part of these mountains. In fact, we share almost the same features in traditional cultures with other parts. Always there are some differences, but somehow happened that this term was used just for this part. So around these towns and cities like Vsetín, Rožnov and Frenštát, but you can find the same instruments more northern in now I'm just in the Czech Republic, so if you go from the Moravia northern, then you will find another historical part of the Czech Republic, which is Silesia. Mm-hmm. And there are also mountains, and these people call themselves Gorale. Just we are people from the mountains, we are Gorale. And in fact, they are Valachs as well as these people, but their region is not called Valachia. De fapt, sosirea valahilor în zona noastră, în zona Valahiei, a fost în mai multe etape. Deci prima etapă, care nu este însă dovedită, este în timpul în care a intrat pe zona Panoniei ungurii și unii s-au refugiat în Slovacia și în partea Moraviei, iar a doua etapă
în anul 1340 până în 1450, când au venit cu oile în zona nu numai Moraviei, dar aici au ajuns până la final, dar au străbătut zona Slovaciei, zona Poloniei, până au ajuns în zona noastră. Li s-a acordat niște privilegii care, de fapt, ei, valahii, vroiau să-și păstreze. În evul mediu și în perioada renașentistă, valahii moravi au trăit ca oameni liberi și prosperi care, datorită dârzeniei lor, aveau numeroase obligații militare. Încă din perioada medievală, valahii moravi au dus o viață culturală și politică separată de cea a grupurilor etnice cu care se învecinau. Cronicarul Ian Comenius spunea pe la începutul secolului al XVII-lea că moravii din munții de lângă Setin își pun valahi și sunt un neam deosebit de războinic. Ei refuză să accepte legile Habsburgilor și timp de 3 ani încheiați și-au apărat libertatea cu săbiile. Nu numai că sunt valah, sunt sigur valah, dar sunt și patriot valah. De unde dragostea asta pentru Valahia? No, protože si myslím, že jsem se právě tomai pentru că m-am născut în regiunea asta valahă. Părinții mei erau patrioți adevărați. Patrioti. Iar tata a fost unul din cei mai buni meșteșugari. Care era foarte respectat și avea o mare importanță între toți meșteșugarii din această zonă. M-am născut într-o familie de creștini. Mama m-a educat în spiritul iubirii de Dumnezeu, iar tata m-a educat mult în spiritul iubirii profesiei. Și așa că am crescut așa cum o vedeți. Ce știau despre bunicii, străbunicii? Cum au ajuns aici? Am citit foarte multe, m-am documentat foarte mult și, într-adevăr, se scrie că acești valahi provin din România. După cum se spune, valahii trăiau în pământ și piatră. Asta era mediul lor, pământul și piatra. Aici a fost o foarte mare sărăcie. Víte, když se tady právě nasídlovali ti tady na ten region, ti locuitorii care erau aici când au venit în această zonă, tak oni tady přišli a od vlastně toho hraběte Ishterházy. De la contele Ishterházy au primit o bucată mare de teren. A oni ten pozemek začali obhospodařovat. Chtěli gospodářsk acest teren. Takže oni vlastně tady byli s au tăiat pădurile, au defrișat practic și au construit case. Takže oni vlastně dostali tady určitý kus pozemku, který oni si upravili, pokáceli stromy, postavili si dům. Au făcut case pe locul unde era pădure, au început să cultive cereale. No, tady byli, însă baza erau oile și vacile. No, a začali tady, și au avut un noroc, pentru că la început, pentru că abia începeau, nu plăteau taxe. Deci au fost scutiți de taxe o perioadă. Interesant este că la o distanță de 300 de ani de la venirea ultimilor valahi în Moravia, din câteva localități aflate în nordul Boemiei de azi plecau, mânați de sărăcie și atrași de promisiunile unui conte maghiar, un grup de cehi care au fost duși la Dunăre, în zona montană a Banatului, să apere frontierele. Iar peste alți 100 de ani ajungeau și slovacii în nord-vestul Transilvaniei de azi. Era vorba despre un om de afaceri maghiarli și între un general de armată Schnellersruhe. Generalul Schnellersruhe și cu omul de afaceri maghiarli ziceau că aceste ținuturi virgine frumoase nu vine să le exploateze nimeni, ci că nemții nu vin aici, românii erau prea puțin populați în zona asta și au zis, era în timpul regimului Iberiului Austro-Ungarei și ci că cehii o să-l populeze și o să lucreze, că sunt buni la muncă, probabil, poate muncitor. Și așa s-a întâmplat, au adus, cum la număr, în satul nostru, prima dată, era vorba de sute, 102, nu era vorba de mii, la muncă, la exploatarea forestieră. Primii slovaci au venit în 1800, patru în această zonă.
dar în regiune au venit începând cu 1780 și așa pe ani 1804-5, deci primii în Bihor vorbesc, de Budoi, Borumlaca, Șinteu și în Sălaș, Făgetul. Comunități preponderente, deci unde sunt 90% slovaci. Și în acest sat cam 98%. Ei au venit după locuri de muncă, probabil a fost o viață mai grea în acea zonă și primii au fost tăietorii de lemne, deci țapinarii, comparativ deci cu românii, și ceilalți cu mineritul și au fost meșterii în fabricarea sticlei. Primele fabrici de sticlă, deci fabrici, a fost la Huta Voivos, Șinteu, de aceea în limba socă au denumire de Stara Huta, Nova Huta, deci cum s-a mutat de această fabrică, că după ce s-au tăiat lemnele, că a funcționat ca și energie pe bază de lemne, deci nu cărbune, și după aceea s-a mutat la Pădurea Neagră, unde s-a și îngropat. Adică s-a oprit. Acum câțiva ani numai. Ei au fost, deci, agricultori și, după aceea, într-adevăr, unii au fost muncitori în minerit, în fabricile de sticlă. Deci, asta a fost preocuparea lor, a primilor slovaci sosiți în România. În Moravia, cu 2-3 secole înainte de așezarea cehilor și slovacilor în zonele izolate din Banat și din nord-vestul Ardealului, păstorii războinici valahi au opus o rezistență dârză stăpânilor vremelnici. Din nefericire, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, o campanie masivă a Habsburgilor contra valahilor a dus la o victorie completă a autorităților austriece. Represaliile au fost deosebit de crude, culminând cu incendierea satelor valahe, dezarmarea populației, distrugerea recoltelor și confiscarea animalelor domestice, în timp ce aproximativ 20% din totalul populației masculine a fost ucisă în lupte sau executată. Valahii care au fugit au fost urmăriți de trupele imperiale și uciși pe loc. Istoricii susțin că în timpul acelei adevărate campanii de exterminare, aproape o treime din populația valahilor moravi a fost ucisă. Celor rămași în viață le-a fost impus să jure credință Habsburgilor și să se convertească la catolicism, în caz contrar fiind condamnați la moarte. Din acel moment, valahii și-au pierdut progresiv limba și credința, supraviețuind doar etnic, folcloric și cultural. Și multă vreme, în Moravia, era de evitat să spui că ești valah. Ano, jsem sice z okraje, ono by se dalo, to je taky možné sledovat v souvislosti s valašským mýtem, že původně označení Valacha bylo něco trošku takového i hanlivého, takže já třeba z okraje, z vesnic, které jsou více do těch nížinných regionů, tam kdyby před stolety někdo se označil za Valacha, tak by to bylo spíš jako, že je to takový možná jednodušší horál, skutečně jsou proto i písemné odborné doklady, ale postupně s tím mýtem, s tou specifičností Valašska se začalo i to vnímání celého regionu rozprostírat do daleko větší šíře, do regionu, kde třeba před 80-100 lety by od toho dávali ruky pryč. Jsem Valaška a cítím se Valaškou být. Jsem Valacha și mă simt Valacha. În ce sens? Ce înseamnă să fii valah? Sentimentul că aparții acestui peisaj, acestei zone, ai senzația că ești practic o parte din această lume aici în care trăiești. The people who came here during the break of 15th and 16th century definitely didn't speak Romanian. They speak some Slavic language. And what we know from the historical recordings, they were foreigners for the people who lived here. Then they mixed together. From the very beginning, they were prevailingly pastirs. That was the first with which they were connected with this pastoral culture. And later, other people became also named Valachs.
Even though they didn't spend time in the mountains with sheep, but because they were part of this region. So this is the beginning of naming this region Valachia. So we know it, we all know it, that this term is connected with these old pastures with who came through whole Carpathians. When they came here, they settled here and they had their sheep in the mountains. And we know that they were mixed with the Slavic people living here. And we also know from the very childhood that they brought many features which are common for other regions in Carpathians. Ceea ce se înțelege sub denumirea Valah este pastor, de fapt cel care crește oi, se ocupă de oi și de lapte, prelucrarea laptelui de oaie, făcând brânza și jincița și alte produse care se fac, de fapt sunt făcute și în Slovacia și în partea Moraviei care se numește Valahia Morava. Este o brânză de vacă, dar afumată și care se servește la grătar. Este o combinație rafinată, combinația între brânza sărată și merișorul dulce. Chiar cehii au denumit regiunea în care trăiau românii Valașco pentru a marca astfel componența etnică a celor care au ocupat din timpuri imemoriale partea de nord-est a Moraviei. Valașca era de altfel numele temutului baltac purtat de aprigii păstori valahi, care nu se codeau să-l folosească atunci când situația o cerea. Dar până azi, ei sunt recunoscuți în Cehia, dar și în Slovacia, ca păstrători ai unei vechi tradiții, diferită de cea a locuitorilor din jur. În fiecare sat, în fiecare oraș, fie Vsetin, fie Valașske Mezrici, fie Rojnov, Horní Lideč, Lidečko, zona Velké Karlovice, fiecare din aceste orașe sau orașe mici sau sate și-a păstrat o cultură valahă, într-un fel, care poate fi observată tocmai atunci când sunt niște sărbători, cum sunt sărbători de Paști sau de Crăciun, sau sunt niște obiceiuri care sunt legate de nașterea copilului, de nuntă, și sunt obiceiuri care până în prezent sunt păstrate acolo, așa cum și în zonele învecinate a valahilor, cum este Slovacia Morava sau Hana, și acolo sunt păstrate. Dar se vede că foarte multe obiceiuri sunt păstrate și chiar costume populare care se poartă în zona Valahiei Morave. Obligați de istorie și condițiile geografice să trăiască înconjurați de o mare de slavi, valahii moravi și-au pierdut treptat craiul românesc inițial, din care au mai păstrat însă câteva cuvinte. De fapt, acești oameni vorbesc și acum în satele izolate o limbă distinctă, un dialect bizar, de neînțeles, cuprins din cuvinte cehe, slovace și arhaisme românești. These Valachians also named the hills with specific words. Some words maybe come from Romanian, some from other languages, from the places they went through. For example, Gruny. Gruny is very typical word. You can find very, really many hills named Gruny because it was a specific Gruny, a specific hill without trees. So they called it Gruny. I don't know, maybe it's a Romanian word or not. Another word which is connected with them is grappa, for example. It's a huge, yes, you know it, yes. To není ani
Nu este diferența dintre generații, este diferența dintre societate și oameni, între noi. Între noi, valahii, vorbim întotdeauna numai valahski, adică așa, în limba valahilor, iar când trebuie să vorbesc cu cei sau sunt în societate, vorbesc ceha literară. Sunteți născut în Valahia. Eu m-am născut la Vsetin, ceea ce este de fapt orașul care se află în zona valahă. Și acolo am și trăit, am copilărit și într-un fel m-am obișnuit cu limba sau cu așa limba care s-a vorbit acolo, cu un argou sau cum să spun așa, care s-a vorbit, era un pic deosebit. Această limbă este foarte bine, este muzicală, este foarte bine înțeleasă de ceilalți care locuiau în zona învecinată. Sunt unele cuvinte care provin, care s-au păstrat de pe vremuri. Era vorba de crescutul oilor, caprelor și sunt niște cuvinte care sunt păstrate până în zilele noastre, care sunt și în limba slovacă, pentru că și acolo sunt niște urme ale valahilor care veneau din zona României și unde pe drum spre Moravia s-au amestecat cu limba poloneză sau cu etnicul polonez, ucrainean și ajungând în zona Valahiei Moravec, așa cum se numește în zilele noastre, sunt niște denumiri păstrate geografice, de exemplu, Rastoca sau nume proprii, Radu, Laju și altele, Rojnov. Este un dialect și un dialect pentru praghezi comic, dar pentru mine e foarte plăcut, pentru că recunosc acolo cuvinte de gen ciutură, brânză, multe, multe altele, iar folclorul, obiceiurile, primirea pe care o au, amabilitatea lor, toate mi-aduc aminte de România și am avut ocazia să-i cunosc practic în vara anului 2002, când am fost la Băi, aici în Luhaciovițe, foarte aproape, și în aceste locuri în care suntem acum. Am fost într-o zi, o singură zi, o excursie în Beschide și am cunoscut frumusețea meleagurilor și ospitalitatea urmașilor valahilor din România. Praghezii, ca orice capitală, practic iau în râs orice alte provincii. Și dacă ne gândim, bucureștenii râd de oltenii, oltenii de transilvaneni și așa mai departe. Ce exact asta se întâmplă, însă orice altă provincie râde la fel de mult de praghezi. Pentru că spun că limba total deteriorată, limba populară, limba pură cehă s-a pierdut cu totul numai la Praga. Dacă valahii din Moravia au păstrat cu greu în graiul lor frânturi de cuvinte românești, alta este situația în comunitățile istorice de cehi și slovaci din România de azi. Dorii